Sâmbătă, în ultima rundă a sezonului 2016-2017 al diviziei de la fotbal, s-au disputat numai 4 meciuri. ASE Poiana Lacului, Atletic Bradu 2-2-5, CSA Albota Olimpia Suseni 6-1, Vulturii Pribăieni, Viitorul Ștefănești 2-6 și ASE Micești, Basarab, Curtea de Argeș 4-6. Alte 3 meciuri s-au încheiat din diferite motive, cu victoria ale gazdelor la Masa Verde. Unirea Bascov, Steaua Roșie, Slobozia 3-0, Victoria Buzoiești, Young Boys, Slobozia 3-0 și Dele Repitești, CS Rucăr 3-0. Meciul dintre Gloria Berevoiești și Sporting Pitești a fost amânat pentru mâine după amiază, de la ora 18:30. Clasamentul provizoriu, fără acest ultim joc, dar care nu poate schimba prea mult configurația, arată astfel. Locul 1, Unirea Bascov, campioana județului, are 88 de puncte și 150 de goluri marcate în acest sezon. Pe locul 2, Atletic Bradu 2, 62 de puncte. Pe 3, Viitorul Ștefănești, 61 de puncte. Pe 4, Victoria Buzești, 56 de puncte. Pe 5, CS Albota, 54 de puncte. Pe 6, Vulturii Pribăieni, 54 de puncte. Pe 7, ASE Poiana Lacului, 52 de puncte. Pe 8, Sporting Pitești, 51 de puncte. Pe 9, Gloria Berevoiești, 48 de puncte. Pe 10, Steaua Roșie, Slobozia, 37 de puncte. Pe 11, Basarabi, Curtea de Argeș, 35 de puncte. Pe 12, Dele Repitești, 30 de puncte. Pe 13, Young Boys, Slobozia, 20 de puncte. Pe 14, CS Rucăr, 20 de puncte. Pe 15, Olimpia Suseni, 18 puncte. Iar pe 16, ASE Micești, 8 puncte. Reprezentantele zonei Muscel, Gloria Berevoiești și CS Rucăr ocupă așadar locurile 9, respectiv 14, cu mențiunea că echipa din Berevoiești are restanța de mâine, iar în cazul unei victorii ar putea urca un loc. În ceea ce privește meciul de baraj pentru promovarea în Liga a 3-a, Unirea Bascov încă nu a aflat numele adversarului pe care urmează să-l întâlnească în dublă manșă, chiar dacă și în Sibiu s-a încheiat campionatul. Între Păltiniș Rășinari și FC Vrigă există un conflict în urma meciului direct din retur, ce va fi soluționat marți la sediul Federației Române de Fotbal din București.